Apropo, avem film. De azi facem film. Serial, telenovelă. Telenovela Vulpița. Avem și generic pregătit, o să vi-l arătăm un pic mai încolo. Pentru că dumneavoastră îl vreți, ne arătați în fiecare zi că îi vreți. Adică îi jurați, dar nu pierdeți nicio zi fără ei. Păi atunci nu vă supărați. Cum să facem și noi ca să fie bine, să nu fie rău? Eu zic să facem un film, că merită. La ce personaje merită. Sunt în țara asta cei doi și la cât de mult îi urmăriți, am făcut deja genericul pentru serialul Vulpița și Viorel. O să vi-l arătăm. L-au făcut colegii mei, au muncit la el, dar mi se pare foarte mișto. Pur românesc. Și avem și un generic pentru serialul Veronica și Viorel. Îi spunem clar că e serial pentru că, iată, are parcursul a două destine. Ne uităm în fiecare zi la el de atâtea săptămâni. E clar că are atâtea episoade. Deci să facem și un generic pentru acest serial. Fiindcă pe foarte multe dumneavoastră vă aud spunând abia aștept să înceapă Vulpița ca să ne uităm la ea și la ce mai face. Așadar, este un film, este un serial, este o telenovelă, este un fapt de viață. O chestiune cât se poate de reală, fără absolut nimic regizat. Cred că vă dați seama că acești oameni, dacă ar regiza ceva, s-ar vedea imediat, pentru că nu sunt actori profesioniști. Acești oameni tocmai de asta sunt personaje, pentru că sunt autentice. Și revin la această autenticitate, are foarte multe lucruri frumoase. Pe unele însă încercăm, prin această emisiune, să-i ajutăm să le îndreptăm împreună, legat de familie, de copil, de responsabilități, lucruri pe care ei poate până acum n-au știut unde să le caute sau unde să le găsească. Dar dincolo de toate, viața lor, aventura lor la București, a celor doi soți Stegaru, este una demnă de un film. Tocmai de aceea, iată ce generic au pregătit colegii mei pentru acest serial. Începe serialul. Vulpița și Viorel. Și noi putem! Vulpița i-a căutat privirea. Marian i-a făcut complimente. Iar atunci când Viorel nici măcar nu bănuia, Veronica a acceptat florile de la fostul iubit. Marian vine cu o surpriză de proporții pentru Vulpița. Ați îngropat de tot. Emisiunea de ieri a fost una plină de surprize și gestul făcut de Veronica ne-a lăsat pe toți mască. Probabil că vă aduceți aminte momentul în care Veronica l-a luat în brațe pe Marian, chiar sub ochii soțului ei. La finalul emisiunii, Veronica a anunțat că astăzi le va da un răspuns celor doi bărbați. Va rămâne cu soțul ei sau va alege să meargă cu fostul ei iubit? Asta vom afla chiar de la ea în câteva clipe, pentru că înainte de toate vreau să-l salut și pe invitatul meu, Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara, bine ai revenit, Sorin. Iar acum alături de noi o voi chema pe Veronica Stegaru în platou. Dar ea nu vine singură, ci bineînțeles însoțită de soțul sau de amant, de fostul iubit. Habar n-am. Eu zic că mai bine o lăsăm pe ea și să văd dacă bărbatul cu care vine în platou înseamnă că este și cel ales. Haideți să vedem. Eu o invit pe Veronica Stegaru. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară într-o cărciumioară? Unde când vorbeam ce ați făcut? Ia stați un pic. Veronica? Da? Tu ți-ai dorit să vii cu Marian? Nu. Dar cine? Cu Viorel, da. Dar cine și-a dorit să vii cu Marian? Îți vrei să spun eu cine? Da. Vrei să spun eu cine? Soțul tău. A, da? Da. Dar de ce oare, crezi? Nu știu. El ne-a spus. Eu nu vreau să intru cu Veronica. Vreau păi să da, intre. S-a supărat. De ce? Nu știu, e cam supărat, nu știu ce are. Dar voi n-ați mai vorbit de-aseară? Ba da, am vorbit cu el. Ați dormit în aceeași cameră, da? Adică stai că voi aveți apartament, atâta, da. nu mă pot obișnui cu ideea. Voi vă puteți obișnui cu ideea? Da. Ați dormit în pat, da? În dormitor. Da. Ei mai făcut, știu, două ochiuri dimineață la mic dejun?
Nu ai mai gătit nimic? L-ai pedepsit? Nu, nu l-am pedepsit. Dar ai gătit ceva? Da. Ce? Ei, acum nu mai spui. Eu te-am întrebat dacă ai gătit, nu dacă te-ai gătit tu. Nu, știu. Am înțeles. Mă rog, treaba voastră.